Doamnelor, domnilor, bun găsit la emisiunea Oameni și Povești. Sunt Penina Cirț și mă bucur să descoperim împreună oameni cu povești de viață impresionante. Despre invitata mea de astăzi pot să vă spun că este printre puținele femei din lume care pilotează aeronave mari. De 19 ani stă la propriu cu capul în nori și are peste 8.000 de ore de zbor. Este și prima femeie comandant de bază din rețeaua unui cunoscut operator low cost. Iubește zborul și sportul și astronomia. E mămică de fetiță și o familistă convinsă. Aflăm chiar acum cine vine în platoul emisiunii Oameni și Povești. Deasupra norilor, la zeci de mii de metri altitudine, este biroul Andrei Popalițescu, printre puținele femei din lume care pilotează aeronavele mari. Andreea Popalițescu este și prima femeie comandant de bază din rețeaua unui cunoscut operator low cost. A escaladat vârful Mont Blanc, este pasionată de arte marțiale și s-a învățat cu înălțimile de la alpinism. Sport pe care l-a practicat 10 ani. A știut încă din adolescență ce își dorește de la viață și astfel și-a urmat visul. Și într-o zi, acest vis s-a împlinit. După ce a absolvit cursurile în domeniu, a ajuns pilot de linie, când a început să zboare într-o companie de linie pe când avea 23 de ani. Astăzi este pilot comandant pe avioane de tip Airbus 320-321 și nu e lucru puțin. Pentru a ajunge comandant este nevoie de multă experiență, multe ore de zbor ziua și noaptea, în diverse condiții meteo, comunicare și calitatea de a fi un lider foarte bun. Andreea este o familistă convinsă și mămică de fetiță. O cunoaște mai bine pe Andreea Popalițescu astăzi la emisiunea Oameni și Povești. Am revenit în platoul emisiunii Oameni și Povești și o am alături de mine pe Andreea Popalițescu, pilot comandant pe Airbus 320-321. Bine ai venit, draga mea! Bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație! Eu de mult doresc să te invit la emisiunea asta, te urmăresc în mediul online și sunt fascinată de ce imagini postezi acolo fix din avion, cum vezi norii, cum vezi apusurile de soare, cum faci o decolare extraordinară. Ai o viață deosebită, biroul tău este sus, la zeci de mii de kilometri înălțime. Da, am avut norocul să fac parte din lumea aviației și este un loc extraordinar. Și tocmai de aceea, prin social media, mi-am dorit foarte mult să le arăt și oamenilor așa ceea ce noi înseamnă să fii aviator. Și să vezi astfel de imagini. Că, să știi, mă gândeam, am mers cu avionul, dar nu puteam să vedem ceea ce vedeai tu din cabina pilotului. Imagine la mine cred că sunt diferite. Geamurile mai mari exact. În față. Pe ce curse ai fost în ultima perioadă? De unde vii? În ultima perioadă am fost la Dubai, Barcelona. Am avut destul de multe destinații și a fost foarte frumos. Este extraordinar, mai ales că acum vine primăvara, toată natura renaște și este... Foarte frumos. Absolut superb afară. Clienții au fost, bănuiesc că acum în perioada pandemiei au fost mai puține bilete. Am fost foarte plăcut surprinsă să avem foarte mulți pasageri. Mă bucur că oamenii aleg să călătorească. Consider că a merge și a călători cu avionul este ceva vital și ne aduce foarte multă bucurie, mai ales atunci când îi regăsim pe cei dragi sau mergem în vacanță să ne relaxăm. Clienții știu că pilotează o doamnă? Află imediat cum se urcă în avion și majoritatea sunt foarte plăcut impresionați și în general la sol, când am timp, ori pe aeroportul de plecare, ori la destinație, îi aștept mai ales pe cei mici să le prezint cabina de pilotaj. Ei ce-ți spun clienții? Ai spus că sunt impresionați. Îți spun ceva după aceea? Am avut foarte multe experiențe frumoase. S-a întâmplat chiar la un moment dat o
doamnă pasager să-mi facă o poezie în timpul zborului meu. Primesc tot felul de cuvinte frumoase și înseamnă enorm pentru mine, iar cel mai mult mă bucur când cei mici îmi spun că își doresc să devină și ei piloți, pentru că îmi doresc să-i inspir și să le ofer această viziune pe care eu am asupra vieții. E, dar până acolo e un drum lung, eu așa spun. În opinia mea este un drum destul de lung pe care cine își dorește îl va parcurge, dar cine își dorește cu adevărat. Așa este. Vreau să insist puțin la ce aeronave pilotezi tu sau ce ai pilotat până acum și ce pilotezi în prezent. În momentul de față pilotez avioane de tip Airbus 320 și 321 în cadrul companiei noastre. Iar în trecut am pilotat de la avioane mai micuțe, de la Aeroclubul României, IR-46, Zlin, până la elicoptere, Eurocopter 120 și 155. Și de asemenea am pilotat Boeing 737, care este tot un avion de pasageri. Ce diferență este între cele două avioane de pasageri? Cred că este cea mai frecventă întrebare pentru un pilot de avion care a avut șansa. Eu sunt foarte recunoscătoare pentru faptul că am avut șansa să le pilotez pe amândouă. Consider că sunt niște avioane deosebit de frumoase, de performante, dar evident că prefer Airbus pentru că este avionul meu de suflet. De peste 10 ani suntem împreună și străbatem cerul în lung și în lat. Unul este mai computerizat comparativ cu celălalt, nu știu. Spune că Airbus este de generație mai nouă și mai ales avioanele pe care le avem acum în flotă, Airbus 320 și 321 Neo, care au o nouă opțiune la motoare. Sunt motoare diferite, economice, mult mai environment friendly. Sunt în ton cu tot ceea ce încercăm noi să facem astăzi ca oameni, să salvăm planeta. Și asta contează extraordinar de mult. Extraordinar, da. În momentul în care te confrunți cu o problemă la manșă, cine ia conducerea? Pilotul sau computerul de bord? Noi suntem cei care luăm decizia finală, mai ales ca și comandant, toată responsabilitatea este pe umerii mei. Dar nu trebuie să uităm că suntem o echipă împreună cu colegul sau colega mea din acea zi, vom decide împreună, vom parcurge, avem un sistem de a stabili exact care este cauza unei defecțiuni și cum și pașii prin care vom urma să o rezolvăm. Pentru asta suntem pregătiți la fiecare 6 luni, testați în simulator, de asemenea anual la zbor și avem toate procedurile companiei pe care le urmăm în tocmai. Ai avut o astfel de experiență în realitate, nu în simulator. Și cum ai făcut față? Dacă ne pot spune, am apreciat. Aș putea spune că toate situațiile pe care le avem nu sunt cu nimic deosebite față de ceea ce noi deja, pentru ceea ce suntem noi pregătiți. Poate unul dintre cazurile care m-au marcat cel mai mult a fost când am avut un caz medical. Acestea sunt poate cele mai complexe pentru că este viața unui om în mâinile tale și, dar de fiecare dată am făcut tot posibilul să ajungem la sol cât mai repede și să îl aducem pe acel pasager cât mai aproape de a primi asistența necesară. Necesară. S-a întâmplat ceva în timpul zborului sau erați concentrat să ajungeți cât mai repede la destinație? Se pot întâmpla în diferite situații astfel de cazuri medicale, nu putem să le știm dinainte. Dar noi suntem pregătiți pentru astfel de evenimente. Nu este a fi pilot și a fi comandant înseamnă că ești, te duci la zbor pregătit, că se poate întâmpla orice în fiecare secundă a acelui zbor și noi suntem pregătiți atât fizic cât și psihic pentru astfel de situații. Persoana respectivă a primit îngrijiri medicale atunci? Da, cu siguranță. Tot timpul coordonăm cu cei de la sol. De asta spun că este o echipă întreagă, deși de multe ori pare că ar fi puține persoane implicate. Suntem o echipă foarte, foarte mare, de la agenții de sol, de la controlorii de trafic, de la însoțitorii de bord, de la echipa de la aeroport, atât cel de destinație cât și cel de la care plecăm, suntem foarte mulți oameni implicați și faptul că noi comunicăm atât de bine împreună
face ca astfel de situații să aibă un final fericit. Practic mi-a înghețat un ochi, adică am simțit o durere foarte puternică, nu puteam să-l mai deschid. Am făcut degerături la degetele picioarelor. Andreea, îți spun așa din părerea unui client. Aveam mari emoții când aterizam cu avionul sau când decolam. De ce avem noi emoții sau de ce atât de important sunt atât de importante cele două momente, aterizarea și decolarea? Consider că faptul că suntem foarte aproape de sol la o viteză destul de mare este motivul pentru care toată lumea are aceste emoții. Dar v-aș putea spune de asemenea că provin și din lipsa de control pe care ca și pasager. Însă dacă ați vedea că noi respectăm niște proceduri și pentru fiecare moment al decolării și al aterizării noi urmăm acești pași, ați înțelege că totul este foarte bine stabilit cu mult înainte să existe acea decolare sau acea aterizare. Noi ne pregătim intens înainte de a ajunge să pilotăm un avion cu pasageri. Ce este mai dificil, aterizarea sau decolarea de efectuat? Ambele necesită la fel de multă concentrare, trebuie să fim foarte atenți și să respectăm întocmai procedurile și să respectăm avionul, pentru că este foarte important să știm că trebuie să ne odihnim, trebuie să avem un anumit stil de viață și atunci când suntem la zbor trebuie să dăm tot ceea ce avem mai bun pentru a oferi siguranță maximă pasagerilor noștri. Ai ți-ai dorit întotdeauna să devii pilot sau cum s-a iscat ideea asta în inima ta, în mintea ta, vreau să devin pilot? A fost un proces destul de lung. Nu a fost un vis din copilărie, deși mi-a plăcut foarte mult tot ceea ce avea legătură cu zborul. Am fost un copil mai altfel, pentru că, deși eram fetiță, mi-au plăcut foarte mult jucăriile pentru băieți. M-am jucat foarte mult cu mașinuțe, aveam foarte multă energie și în momentul în care părinții mei, mama mea a decis să mă ducă la balet, după două ședințe am luat decizia împreună să merg către un alt domeniu, cel al artelor marțiale. Și după foarte mulți ani de căutări am descoperit la 17 ani zborul. Cum ai descoperit? A fost un moment foarte frumos în care împreună cu tatăl meu am mers la aeroclub la Geamăna, l-ajutam pentru un campionat de elicoptere radiocomandate și am văzut un avion de acrobație de la Aeroclubul României, un Extra 300, care tocmai decola. În acel moment s-a schimbat ceva în inima mea, a început să bată foarte tare și am simțit o fericire și o libertate pe care mi este foarte greu să o descriu în cuvinte. Trebuie să încercați neapărat măcar o dată în viață să zburați cu un avion de mici dimensiuni sau un elicopter, să simțiți într-adevăr libertatea zborului. Eu am zburat pe când eram reporter într-o televiziune locală, dar mi-a fost atât de frică încât i-am spus pilotului: te rog să nu faci toate manevrele pentru că nu sunt în stare să... Deci nu voi rezista, dar era extraordinar. Deci a fost de vis. La Satul Mare s-a întâmplat și, și acum mi-aduc aminte cât de frumos a fost. Deci, practic, ai mers cu tatăl tău și atunci ți-ai descoperit, cum să zic, visul, da? Atunci era un vis în mintea ta. A fost acel moment în care, știi, este ca și atunci când te îndrăgostești de viitorul soț. Da. Exact așa a fost și între mine și aviația. Am știut în sufletul meu că asta este ceea ce trebuie să fac. M-am îndrăgostit iremediabil de zbor. Bun, și ce au zis părinții tăi? Mai, tu ești domnișoară? Cum să fii pilot? E o lume a bărbaților? Părinții mei au fost niște părinți extraordinari care mereu m-au susținut în ceea ce am vrut eu să urmez și chiar au fost alături de mine. Au fost surprinși pentru că, nu pentru că era vorba despre zbor, ci pentru că eu deja făceam destul de multe lucruri în acea perioadă. Am fost un copil care mereu a căutat să descopere ceva nou, să fac cât mai multe activități și în momentul în care le-am spus, ei au fost surprinși pentru că am descoperit altceva. Dar mi-ai spus că făceai alpinism, da? Arte marțiale, alpinism și eram și olimpică la chimie. Iar fix în acea perioadă dădusem și bacul american pentru că îmi doream să studiez în Statele Unite, însă în cele din urmă viața
mi-a oferit șansa să rămân în țară și m-am bucurat foarte mult pentru că iubesc România. Deși ai fost acceptată în Statele Unite la câteva facultăți. Da, la 5 facultăți, wow. Inclusiv la Embry-Riddle, care este poate cea mai cunoscută facultate de aeronautică din lume. Dar așa a fost să fie. Consider, ai ales România. Da, consider că viața este așa, fix așa cum trebuie. Poate dacă aș fi plecat, nu l-aș mai fi cunoscut pe soțul meu. Foarte adevărat. Sunt multe lucruri și sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce am astăzi. Mi-ai spus că ai fost olimpică la chimie, tu ai fost un copil silitor la școală. Cum a fost școala pentru tine? A fost foarte frumoasă. Sincer să fiu, eu mă duceam la școală cu multă bucurie. Mi-aduc aminte că eram genul de copil care învăța de plăcere. M-a ajutat foarte mult și mama mea, care m-a susținut enorm. Tot timpul când veneam de la școală, repetam împreună și atunci am găsit școala ca pe șansa mea de a ajunge cât mai departe în viață. Pentru că asta și așa s-a și întâmplat. Datorită faptului că am învățat foarte bine, am reușit să intru și la grupa de elicoptere de piloți civili, în cele 12 locuri unde veniseră destul de mulți candidați, câteva sute. Practic, tu erai olimpică la chimie, o materie pe care noi toți ceilalți mai puțin o îndrăgim. Da, am descoperit și eu în timp că nu este atât de iubită chimia, însă, în schimb, eu am iubit-o foarte mult și m-am dedicat ani întregi. Țin minte că toate vacanțele de vară le petreceam încercând să rezolv probleme la chimie. Interesant. Ți-a ajutat la ceva chimia? Mă refer pentru meseria pe care o ai acum. M-a ajutat pentru a deveni persoana care sunt astăzi. Consider că fiecare experiență pe care o ai în viață este o experiență care te va ajuta să te dezvolți, să devii o persoană mai bună. Iar chimia are legătură cu toate lucrurile pe care noi le facem în viața de zi cu zi. Inclusiv noi ca femei, felul în care alegem cosmeticele, un parfum și lucrurile acestea la fel și pentru cea citești mică. Citești acolo ingredientele și tu știi ce înseamnă. Da, eu sunt foarte interesată, mai ales că am foarte o drăguț. Piele foarte sensibilă, chiar citesc mereu și mă interesează. De asemenea, țin minte că la 17-18 ani am început să scriu și o carte despre cum au fost descoperite toate elementele și eram pasionată de astrochimie, practic de elementele care se regăsesc în spațiu și mi s-a părut ceva foarte interesant. Mi-a plăcut foarte mult ideea de a merge în spațiu și pot spune că poate nu mi-am dorit să fiu pilot de mică, dar îmi doream să fiu astronaut. Foarte drăguț. Și la acest vis? Mai lucrăm. Nu se știe niciodată nu e timpul trecut. Ce va urma. Sau poate că Sara, fetița mea, mă va duce într-o vacanță pe Marte peste câțiva ani. Ai menționat de Sara, ești o familistă convinsă. Câți ani are Sara? 3 ani și jumătate. O, să vă trăiască. Soțul tău este și el pilot? Tot pilot. Suntem o familie de piloți. Și cea mică a crescut practic în spiritul acesta de dragoste față de zbor. Interesant. Sunteți la aceeași companie? Nu. Competitori. Interesant. Da. Foarte interesant. Uite, am o surpriză pentru tine. Soțul tău este în legătură directă cu noi acum. Rareș, ne auzi? Alo, bună ziua. Sunt bună ziua și mă bucur tare mult că ai acceptat să ne răspunzi și să la câteva întrebări legate de soția ta dragă. Ea este alături de mine în platoul emisiunii Oameni și Povești. Sunt curioasă să răspund la următoarea întrebare. Cum v-ați cunoscut voi doi? Acum foarte mulți ani, din 2005, cred, 2006, pe aerodrom la Strejdic, tot în aviație. Ok. Și ce impresie ți-a făcut Andreea, așa, la prima vedere? Pe lângă faptul că e foarte frumoasă. Cred că a fost o chimie între voi. Da, pachetul complet, și frumoasă și deșteaptă, ce pot da. Să zic. Da, da, așa este. Da, acesta a fost prima mea impresie, așa, da. Intrat în vorbă și cred că de acolo a început toată chimia. Am înțeles că și tu ești pilot comandant, dar la o companie diferită. Cum se suprapun zborurile la voi în familie? Cum vă descurcați? Plecați amândoi de acasă? Cum este cu fusul vostru orar? Andreea și cu mine, mă rog, lucrând în același domeniu, este un pic mai complicat. Cel puțin în ultimul an a fost mai ușor pentru noi cu pandemia,
pe o parte, că am reușit să stăm mai mult acasă și să avem grijă de cea mică. Dar, în general, ne cam facem programul astfel încât să nu ne încurcăm unul pe celălalt sau și să avem grijă cât mai mult de Sara. Interesant. Cine are grijă de Sara când sunteți plecați amândoi în curse? În general, bunicii. Bunicii, da, ei sunt de bază, da, așa da. Este. Cum reacționează Andreea când trece printr-o perioadă stresantă? Ne poți da câteva detalii, așa, de culise? Da. În general, vorbim foarte mult unul cu celălalt, nu prea avem secrete și încercăm să ne ajutăm și să fim un suport unul pentru celălalt. Fiecare dintre noi avem stresurile noastre și în mare parte încercăm să ne completăm unul pe celălalt, acolo unde unul este mai... Bun, și într-o dispută, cine cedează primul? Nu cred că există amândoi, depinde care cum greșește, ca să zic așa. Adevărul e că e complicat la voi în familie, amândoi piloți comandanți, amândoi la manșă, dar glumesc. No, foarte frumos, sunteți o familie deosebită și vă apreciem. Spune-ne trei calități relevante la Andreea, pe care le-ai identificat tu de-a lungul timpului. Foarte ambițioasă, uh-huh. E foarte iubitoare și protectoare cu familia și un pachet complet și foarte frumos. Da, cu siguranță. Care este cel mai mare defect al Andrei? Da, grea, foarte grea întrebare. Nu știu dacă aș putea să identific așa ceva, nu știu dacă aș putea să identific un defect al Andrei. Poate că încăpătânarea din când în când, dar asta e și o calitate în același timp. E ambițioasă, nu se lasă ușor. Da, exact. Cum o descrii pe Andreea ca mamă și ca soție? Cred că cea mai iubitoare mamă de pe planetă. Și ca soție, mai mult ca perfect, nu știu, ce aș putea să-mi doresc mai mult. Ce frumos. Ce ai învățat de la Andreea de-a lungul timpului? Mai multe, relația umană, cum se împărtă în societate, sunt multe lucruri de spus. Ambiția ei, perseverența, multe. Foarte frumos. Aș dori să îi transmiți Andrei un mesaj. Dacă dorești, e aici lângă mine, te ascultă. Da. Că o iubesc foarte mult și că suntem unul pentru celălalt și vom fi alături pentru totdeauna și să ne creștem copilul împreună. Mulțumesc tare mult! Văd lacrimi în ochii Andrei. Ce să zic, succes în tot ceea ce faceți voi doi și să aveți zboruri cât mai line. Vă mulțumim frumos pentru invitație și pentru telefon. Vă mulțumesc frumos! Și noi! Andreea, soțul tău deosebit, numai cuvinte de laudă la adresa ta. I-am spus înainte. Ai grijă ce spui. A respectat scenariul. Ai grijă ce spui. Cred că la noi chiar a fost acel lucru. Noi chiar, adică chiar cred că suntem suflete pereche și îi mulțumesc foarte mult. Contează enorm să formezi ca și familie o echipă și suntem, exact cum spunea Rareș, foarte uniți, avem același principii de viață și asta contează enorm. Și vă completați reciproc. Da, tot timpul. Sara, fetița voastră, cum percepe când sunteți plecați de acasă? Simte lipsa? Cum e cu programul vostru încărcat? Pentru că noi am fost niște părinți care ne-am dorit foarte mult să petrecem timp. Cât de mult putem alături de Sara. Ea ne simte lipsa tot timpul, adică își dorește să fie cu noi cât de mult se poate. Dacă ar putea, ar merge și la zbor. Dar s-a obișnuit, știe că mami cu tati pleacă la zbor. Deja s-a obișnuit când ne vede îmbrăcați în uniformă, știe ce urmează. Evident, unele despărțiri sunt mai ușoare, altele mai grele, dar... Știe că atunci când nu suntem la zbor, petrecem tot timpul pe care putem alături de ea. Pentru că pentru mine este foarte important, adică amândoi ne-am dorit-o foarte mult pe Sara. Este un copil alături de care vreau să petrec cât mai mult timp. Mă simt foarte bine ca mamă
Și asta e un lucru foarte frumos. Îmi place să facem activități împreună. Vă jucați foarte mult. Da, da. Păi, cred că urmezi exemplul mamei tale. Spune că mama ta a petrecut timp cu tine. Bine punctat. Consider că faptul că am văzut atâta dedicare din partea mamei mele și a părinților mei și a familiei, același lucru vreau să-l fac și eu cu Sara și asta încerc să fac în fiecare zi. Cam cât timp ești plecată de acasă? Cum este programul tău? Programul variază destul de mult, însă de când m-am întors din concediu de maternitate, compania mea mi-a oferit șansa de a zbura part-time, adică 2 săptămâni zbor, am în anumite zile zboruri, de asemenea am și ședințe pentru că mai am încă o funcție în cadrul companiei, la People Council, și avem tot felul de ședințe și apoi în celelalte 2 săptămâni le petrec exclusiv cu Sara, la fel și în cele, practic și în cele 2 săptămâni în care lucrez, doar orele în care sunt plecată la zbor sau atunci când avem ședințe, uneori știe, mă întreabă, Sara, mă întreabă, mami, intri în ședință și stă cu minte lângă mine, participă. Ai și curse pe timp de noapte? Cum te descurci? Eu oarecum nu sunt o fire destul de matinală și le prefer pe cele de noapte. Dacă se întâmplă să zburăm amândoi, atunci practic o voi duce cum este și acum la mama și la bunica și depinde foarte mult, pentru că eu am nevoie de foarte multă odihnă, și atât eu cât și Rare, și este important să ne odihnim cât de mult putem înaintea curselor, dar variem, depinde foarte mult de situație, dar eu ca și persoană prefer cursele de după amiază sau de seară. Cel mai frumos lucru care s-a întâmplat după ce l-am pierdut a fost faptul că el îi comandase, i-a trimis niște cadouri Sarei, care au venit la câteva săptămâni după ce l-am pierdut. A fost un moment greu, pentru că au fost așa, ca niște cadouri venite de pe lumea cealaltă. Am uitat să te întreb un amănunt așa, un detaliu, dar care e important. Când ai zburat-o pentru prima dată? Cu avionul? Cu avionul de pasageri sau... De pasageri. De pasageri am zburat o singură dată, când aveam 18 ani și am plecat în Italia să urc pe Mont Blanc. Ok. Și atunci a fost și singura dată când practic am zburat ca și pasager. Prima și ultima dată în varianta fizică, pentru că am mai zburat și cu mămica, cu mama mea, în burtică, eram varianta micuță, ce bebeluș. Ce căutai la Mont Blanc? După atâția ani de alpinism, am considerat că a venit momentul în acea perioadă să încep să urc munți cât mai înalți, iar visul meu era să ajung undeva pe Everest, pe un 8000, nu neapărat pe în Himalaya, pardon, nu neapărat pe Everest, cât și pe K2, în Nanga Parbat, însă au ajuns prieteni de-ai mei și sunt foarte mândră de ei, pentru că mi-au împlinit într-un fel și visul meu. Cum a fost expediția ta pe Mont Blanc? Foarte frumoasă, a fost o experiență de viață și a însemnat foarte mult. Am urcat alături de o prietenă foarte bună, de Oana, două fete, am plecat din București cu pline de speranță. La ce vârstă, Lan? Eu aveam aproape 19 ani. Da, curaj. Da. Dar m-am pregătit foarte mult, adică cu un an înainte să urc Mont Blanc, alergam foarte mult în fiecare săptămână, minim 30 de kilometri săptămânal, urcam foarte mult pe munte. Am petrecut în acel an peste 200 de zile la munte. Am iubit și încă iubesc muntele și îl respect foarte mult. Și ai ajuns acolo și expediția cum a fost? A fost destul de grea pentru că noi am ales să mergem în octombrie, ceea ce înseamnă că este iarnă și foarte multă zăpadă, un risc foarte mare de avalanșe. A trebuit să fim foarte atente. Am urcat... A fost o expediție pe care s-a desfășurat pe mai multe zile. Se începe urcarea practic către vârf undeva noaptea la ora 2 și se văd doar frontalele acelea. Una dintre cele mai cele mai frumoase și interesante experiențe din viața mea a fost momentul în care urcam către vârf și se vedeau așa luminițele
tuturor cățărătorilor și m-am uitat în vale, am văzut orășelul Chamonix, care este, părea așa un orășel de poveste. Și țin minte că era atât de frig, atât de frig, pentru că mi-înghețase practic sufletul. Aveam senzația că o să devin de gheață în curând. Dar pentru că sunt o fire foarte credincioasă, am spus Tatăl nostru absolut până în secunda în care am ajuns pe vârf. Și m-am ambiționat și m-am întărit singură și am că pot să fac acest lucru. Părinții și muncisem foarte mult pentru asta. Părinții te știau de expediție pe care o... Da, puteai? Da, m-au susținut, deși preferau ceva mai, poate o vacanță undeva la mare. Ai avut și ceva cald. Incident pe Mont Blanc? Da, pentru că este un munte destul de înalt, este cel mai înalt din Europa. Vremea nu este destul de capricioasă. Practic am putut să urcăm în seara în care vântul s-a mai potolit. Dar cu toate acestea, toată perioada de urcare și de coborâre a fost destul de grea, au fost destul de grele și a trebuit să mai îmi dau ochelarii jos, lucru care a dus la faptul că mi-a înghețat un ochi, adică am simțit o durere foarte puternică, nu puteam să-l mai deschid. Practic, criogenia funcționează, s-a dezghețat în câteva ore. Mi-am revenit. Totul a fost în regulă. Da, după care din păcate am făcut degerături la degetele picioarelor. Era oarecum, nu era de așteptat, dar știam că se poate întâmpla, eram pregătită. Niște riscuri. Este, da, asta presupune alpinismul. Da. Am continuat și am luat decizia să cobor de la ultimul refugiu, de la Gute, de la 3800 singură. Mi s-a oferit varianta să mă ducă un elicopter. În acea perioadă chiar pilotam elicoptere. Le-am mulțumit, le-am spus că merg destul de des cu elicopterul, nu vreau. Și a fost ambiția mea de a coborâ acel vârf până la capăt, pentru că muncisem foarte mult și a fost totul în regulă. Am mers la un doctor în Chamonix, m-am tratat în următoarea perioadă și totul a fost okay. Foarte bine. Da, acum sunt ai curse recuperat. Pe ruta respectivă? Scuze, pot să... Ai curse pe ruta respectivă? Da. Și ce simți? Una din cursele mele preferate este cea către Geneva, dinspre Italia, fix peste Alpi. Și foarte aproape de Mont Blanc. Este incredibil. Să știu că am fost acolo pe vârf. De fiecare dată le spun colegilor, le povestesc. Este șansa mea să povestesc această experiență. Și la un moment dat a fost foarte frumos, pentru că am zburat cu un coleg din Africa de Sud, care și el urcase pe Mont Blanc. Ce frumos. Și a fost o experiență foarte frumoasă să ne povestim reciproc. Ne întoarcem puțin în trecut, la perioada școlii. Ai spus că ai fost un copil silitor și învățai foarte bine la școală. Următorii pași pe care i-ai urmat după terminarea liceului, deci ai dat la mai multe facultăți în Statele Unite, ai luat, dar ai ales până la urmă să rămâi în România. Cum a fost în școala de aviație, în facultatea de aviație? Practic, tu erai într-o lume a bărbaților. Cum vă tratau colegii pe voi, fetele? Într-un mod surprinzător, în acea grupă am fost din 12 studenți, am fost 4 fete. Uh-huh. Așa că s-a echilibrat foarte bine balanța și nu, m-am simțit foarte, foarte bine, pentru că vreau să vă spun că acei colegi îmi sunt și astăzi prieteni adevărați, am creat legături de prietenie, probabil toată viața vom fi împreună. Ce frumos. Suntem uniți, am învățat mai ales zborul, la fel ca și este practic la fel ca și sportul, un stil de viață, înveți să te ajuți, să fii alături de colegii tăi și nu am simțit niciodată, am muncit foarte mult, toate fetele care am fost în acea grupă ne-am dat toată silința să fim și noi la nivelul bărbaților. Da, dar eu consider că avionul nu face nicio diferență între femei și bărbați. Și asta ar trebui să înțeleagă toate fetițele, pentru că nu există meserii pentru un anumit gen. Acesta este doar un mit. Chiar citeam cartea mea preferată, se numește Îndrăgostitele aerului, pe care o recomand tuturor să o citească și o să aflați
cât de multe femei, începând de la Amelia Earhart, care este foarte cunoscută, dar și noi avem foarte multe românce care au început să zboare de zeci de ani. Și este extraordinar și vreau să le mulțumesc tuturor femeilor care ne-au deschis acest drum, pentru că, practic, astăzi este o normalitate să fii femeie pilot. Pierderea lui a fost destul de bruscă și poate faptul că nu am apucat să ne luăm la revedere este foarte greu. Ce ți-a fost cel mai greu să înveți pentru meseria de pilot? Sau mai dificil? A fost un domeniu nou și am învățat că trebuie să am grijă de mine, atât fizic cât și psihic, că tot ceea ce înseamnă cunoașterea înseamnă putere și că trebuie să învăț pentru mine, de fapt lucrul acesta îl învățasem din școală, pentru că fiecare detaliu îți va fi de folos într-o zi la zbor. Și cu cât am înțeles mai mult că tot ceea ce ne-a fost predat practic în Școala Superioară de Aviație Civilă ne va putea salva viața într-o zi, asta a însemnat foarte mult. M-am schimbat foarte mult, m-am maturizat, am devenit ceea ce sunt astăzi și cred că responsabilitatea pe care pot să o susțin astăzi vine din tot acest proces îndelungat, dar și cu asta vreau să le mulțumesc tuturor instructorilor, pentru că a fost un proces lung, un drum plin de obstacole, dar l-am parcurs împreună. Atunci când sunt mai multe persoane unite. La ce vârstă ai devenit pilot? La vârsta de 17 ani am început să pilotez avioane în cadrul Aeroclubului României, iar apoi la 23 de ani am pilotat pentru prima dată un avion cu pasageri, iar la vârsta de aproape 30 de ani am devenit comandant pe Airbus 320-321. O să vorbim despre funcția ta de comandant imediat, dar mi-ar plăcea să-mi explici de ce ai trecut de la pilotajul pe elicopter la avion. Ce de a te determina să alegi asta? Am iubit foarte mult zborul cu elicopterul. Este un zbor deosebit și pot spune că toată echipa, toți instructorii de la elicoptere sunt niște oameni extraordinari, am descoperit o altă lume. Însă în acea perioadă nu existau foarte multe variante de a zbura în România. Acesta a fost motivul pentru care am făcut practic conversia la avion și mi s-a oferit ocazia de a zbura pe Boeing 737, ceea ce mi s-a părut o ocazie unică în viață. Bun, deci ai devenit pilot de avion și ți-a venit așa o idee să devii comandant. Cum e să fii comandant femeie? Ideea o aveam de mult timp. Okay. Dar care sunt etapele? Ce presupune să fii comandant femeie? Foarte mulți ani de muncă, foarte multă pregătire. Practic, noi când intrăm în școala de zbor, acesta este visul oricărui pilot student. Își dorește să ajungă în acea zi în care va pilota un avion cu pasageri ca și comandant. A fost, a presupus foarte multă muncă. Fiecare companie deține anumite caracteristici, anumite condiții pe care trebuie să le îndeplinești pentru a putea ocupa această funcție. Țin minte că în anul în care am îndeplinit numărul minim de ore de zbor pentru a putea aplica, toată această evaluare a durat undeva la 7 luni. Am făcut mai multe ședințe de simulator pentru a fi verificată de către instructorii dacă totul este conform standardelor. Am avut mai multe testări teoretice și pentru că este foarte important, adică sunt mai multe aspecte. Funcția de pilot presupune o împreunare a tuturor acestor calități. Funții. Partea tehnică împreună cu partea non-tehnică, comunicarea, deci felul în care vezi toate lucrurile. Da, este o... Practic tu îi coordonezi pe toți. A fi pilot înseamnă să este o meserie destul de complexă. Și după acele 7 luni de testări am devenit comandant. Și chiar de atunci a început un alt proces, pentru că este o funcție nouă pentru care trebuie să înveți constant. Fiecare zi în aviație presupune o
formă foarte mare de dedicare și de a învăța în fiecare zi, pentru că este un domeniu care se schimbă des, pentru că evoluăm. A trebuit să ai un anumit număr de ore pentru a putea face trecerea la comandant, bine, după ce ai luat toate testele. În acel moment puteam să aplicăm atunci când aveam 3.000 de ore factorizate. Mm-hmm. Deci se lua în calcul experiența anterioară, experiența pe avioanele de tip Airbus din cadrul companiei și atunci când atingeai acest prag minim, puteai să aplici. Iar în acel moment începeai să fii practic evaluat de către persoanele competente din companie și puteai să începi următorii pași pe care îi parcurgeai când treceai de fiecare pas, puteai continua pe acest, să practic până la a termina întregul proces. Ce este cel mai dificil la meseria pe care o ai? Cred că faptul că avem atât de multe vieți în mâinile noastre și asta este o responsabilitate destul de mare, dar pentru asta avem grijă să fim în cea mai bună formă, pentru că este foarte important ca cei pasageri să știe că noi facem tot ceea ce este uman posibil să îi ducem la destinație în maximă siguranță și asta este ceva pentru care suntem pregătiți în fiecare zi și ne pregătim și noi de asemenea, pentru că este un domeniu foarte complex care presupune multă muncă. Cam câte ore de zbor a fost cea mai lungă cursă ta? Câte ore de zbor ai avut într-o cursă lungă? Cele mai lungi destinații de pe baza București ar fi Tenerife și Dubai. Uh-huh. Aș putea spune că întorsul de la Dubai este cel mai lung. L-am făcut acum 2 săptămâni și am avut 6 ore de zbor. Noi, practic, avionul pe care îl pilotez în acest moment, Airbus 320-321, este de considerat mediu curier, adică nu este lung curier, nu facem distanțe exagerat de lungi, dar cu toate acestea, colegii mei în perioada aceasta destul de dificil, au ajuns chiar și în China. Mm. Și cu mai multe opriri s-au putut efectua aceste distanțe. Foarte interesant. Voi vă odihniți pe perioada traseului? Conform procedurilor avem și este o procedură referitoare la control rest, dar de obicei suntem... Eu prefer să monitorizez, să stau de vorbă cu colegul meu. Să fie totul sub control. Da. Ok, să fie acolo la manșă. Am pregătit și o rubrică Răspunde în 60 de secunde. Sunt întrebări scurte la care aștept răspunsuri scurte din partea ta. A început ceasul. Când ai fost cea mai mândră de tine? Atunci când am născut-o pe Sara. Care e cartea care ți-a schimbat viața? Îndrăgostitele aerului. Ai menționat mai devreme. Ce ai dori să schimbi la tine? Multe lucruri și în același timp puține. Să nu mai fiu atât de perfecționist. Dacă nu erai pilot, ce te-ai fi văzut făcând astăzi? Alpinism. Care este ultimul lucru pe care îl faci seara înainte de culcare? Să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce am. Cea mai fericită zi din viața ta a fost... Când am avut toată familia alături de mine. Cel mai mare dușman al tău? Timpul. Pentru ce ești recunoscătoare astăzi? Pentru tot ceea ce am trăit în viața asta. Cel mai mare regret din viața ta? Că nu-l mai am pe tatăl meu alături de mine și toate persoanele pe care le-am pierdut. Wow! Tatăl tău nu mai este printre noi. De cât timp? Se vor face 3 ani. Este foarte greu. Ai fost foarte apropiată de tatăl tău. Da, de toată familia. Pot să spun că am fost un copil foarte norocos. Fiu înconjurată de dragoste, de părinți care m-au susținut. Tatăl meu și cu mama mea au avut o încredere extraordinară în mine. Ei au fost cei care mereu mi-au spus că... Poți. Uneori nici măcar cerul nu este limita și chiar și atunci când mai vorbeam și despre spațiu și despre a călători,
Nu m-au limitat niciodată. Și tatăl meu a fost omul care de fiecare dată, țin minte când am ieșit comandant, uneori ajungeam la 3 dimineața în primele zboruri și îmi scria mereu, mă urmărea pe, avem câteva aplicații. Asculta atât comunicațiile, cât și vedea unde sunt. Și de obicei când aterizam la ore, să spun, mai târzii, îl sunam pe el și stăteam de vorbă până ajungeam acasă. Era mai mult decât un părinte, un prieten. De ce ți este cel mai dor să faci împreună cu tatăl tău? Să ne bem cafea împreună. Să vorbim, să povestim, să ne facem planuri împreună. Dar în timp am învățat, de obicei acum la zbor, atunci când răsare luna, pentru că tatăl meu obișnuia să fotografieze luna, era foarte pasionat și el de tot ceea ce înseamnă spațiu, planete, și de obicei când răsare luna la zbor, acela este momentul în care știu că este alături de mine. Interesant. Wow. El și-a văzut visul împlinit prin tine. El a vrut să devină pilot, din câte știu. A iubit foarte mult zborul. Țin minte, da, cred că cel mai frumos vis al lui, pe lângă faptul că m-a văzut devenind pilot, a fost faptul că a cunoscut-o pe Sara. Și dacă îmi va lipsi un lucru, este practic toate lucrurile pe care Sara le face și oarecum tatăl meu nu este aici să le vadă. Practic Sara nu l-a cunoscut pe tatăl tău. L-a cunoscut, îl știe. Noi am și, adică am crescut-o în acest spirit, îi povestesc, știe exact. Uneori stăm serile și mă întreabă, mami, spune-mi ce făcea Cristi când era mic. Povestește-mi ce animăluțe avea. Și îmi place foarte mult, consider că istoria familiei este foarte importantă pentru noi toți și eu o... Vreau ca Sara să poarte toate aceste amintiri. Chiar pot spune că poate cel mai frumos lucru care s-a întâmplat după ce l-am pierdut a fost faptul că el îi comandase, i-a trimis niște cadouri Sarei, care au venit la câteva săptămâni după ce l-am pierdut. A fost un moment greu, pentru că au fost așa, ca niște cadouri venite de pe lumea cealaltă. Pierderea lui a fost destul de bruscă și... Poate faptul că nu am apucat să ne luăm la revedere este foarte greu. Sunt momente în viață pe care le rememorăm și cred că astea ne rămân toată viața. Amintirile împreună cu tatăl tău, care ți-a fost un model și care te-a susținut în tot ceea ce ai făcut. Practic tu ți-ai atins visul, ți-ai atins potențialul și datorită părinților, așa cum ai spus. Eu consider că tatăl tău trăiește în inima ta, alături de tine. De ce calități au nevoie viitoarele pilot, să spunem, de avion? Dacă sunt fete care doresc să-ți urmeze meseria, de ce ar avea ele nevoie ca să scalce pe urme? De multă determinare și multă dragoste pentru spor. Să nu uite niciodată că nimic nu este imposibil, că este foarte important să muncești, să te trezești dimineața visând, cu ochii deschiși la ceea ce urmează să faci și să știe că dacă vor avea nevoie de o persoană să le fie alături, mă vor găsi mereu atât pe Instagram cât și pe Facebook, pentru că îmi place să fiu alături de cei tineri, atât fete cât și băieți. Îmi place să-i îndrum, să îi ajut cu sfaturi dacă mi le cer. Dar cel mai mult să încurajez, pentru că știu că este foarte important. Eu am avut parte de încurajări, pentru asta le mulțumesc părinților, familiei. Foarte mulți tineri mi-au scris că uneori nu au parte de această încurajare și mă bucur când îmi mulțumesc pentru faptul că le-am schimbat viziunea asupra acestor decizii. Pentru că eu îmi doresc să fie cât mai mulți tineri pasionați de aviație alături de mine la zbor și mi s-a întâmplat să am curse alături de oameni
pe care i-am susținut înainte să piloteze și mi s-a părut așa. Cred că este chiar m-am uitat cu multă bucurie pentru că știam că acel om și-a împlinit visul și asta contează. Cred că este o experiență deosebită să vezi pe cineva căruia ai fost mentor, practic. Da, prin n-aș merge atât pe care, de departe. Eu sunt, vreau mult să fiu mai mult o prietenă, vreau să fiu acea persoană care ajută oamenii. Cred cu foarte mare tărie că este important să ne ajutăm, să întindem mâna celor din jur atunci când au nevoie, să spunem un cuvânt frumos sau o încurajare atunci când este nevoie. Îți mulțumesc tare mult, Andreea. Eu de-abia aștept să merg un avion pilotat de tine și să te salut cu mare drag. A fost o experiență deosebită. Am aflat atât de multe lucruri frumoase despre cariera ta, dar și despre viața personală. Îți urez succes, să rămâi la fel de activă și, ce să zic, să ne revedem cu bine. Și eu vă mulțumesc mult pentru invitație și sper să am alături de mine cât mai mulți tineri la zbor. Domnilor, atât pentru astăzi. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Povești. Până atunci, trăiți viața cu folos. Numai bine! Thank you.